Hai, salut și bine v-am găsit la un nou episod cu Super Power Training Simulator. În acest episod încercăm să învățăm să fugim mai rapid și mai rapid și mai rapid ca să ne putem teleporta. Sper să reușim pe acest episod să ne teleportăm, să nu-mi ia o veșnicie ca să învăț să fug rapid. Să nu uitați să rupeți butonul de like și de subscribe la acest videoclip dacă vă place și aveți acolo în stânga sus și Instagramul meu Houdini.insta. Mergeți acolo și rupeți butonul de follow ca să fiți la curent cu tot ce face fratele Houdini sau dacă nu, primul link din descriere vă duce direct către Instagram. Am dat cu play. Oi, 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 ce viteză am, vere. Mama mia. Hai să punem acum, băgăm aici tona. Acum luăm 10 pe tonă. Și mamă, ce greu ne mișcăm, dar măcar facem câte 10 puncte și avem cât 5.000, ia uite, 5.100, frate, și avem nevoie de 10.000. Oi, 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 și văd că suntem și cu Mohaned Sad, ne-a trimis cerere de prietenie, dar nu-l avem la prieteni, pentru că nu mai pot să vă adaug la prieteni. Dacă mă întrebați de ce nu vă mai adaug la prieteni, nu mai am loc, frate, deci am 200 de oameni și nu mai merge să mai adaug pe nimeni. Eu v-aș adăuga pe toți, dar din păcate Roblox-ul nu îmi permite. Așa că, na, ce să facem, aia e. Dar ne putem juca împreună dacă sunteți atenți când, adică na, dacă sunteți online când mă joc eu, vă puteți uita, presupun, pe profilul meu să vedeți dacă mă joc sau chestii de genul ăsta și puteți intra pe mine. Trebuie doar să-mi activez, cred, chestiunea aceea, să puteți da join pe mine dacă nu am activată. Dar o să mă uit după episodul acesta să văd despre ce este vorba. Ok, am 5390 deja, deci merge mult, mult, mult mai repede. Faci mult mai repede punctele decât înainte. Am doar 90 de cranii. Dacă aveam mai multe, mă băgam să-mi fac upgrade pe fugă, să facem mai repede, dar e bine și așa. Dar ne mișcăm oricum foarte repede. Ia uitați-vă, deja am făcut 300 și ceva de mii, pentru că aveam 5100 aproximativ. Și am deja 5500, 400.000, deci suntem pe nebunie. Ne mișcăm destul de repede. Acum durează puțin până când o să fug și mai rapid, pentru că na, momentan mă mișc ca un melc. Dar probabil că după ce fac vreo 2000 sau ceva de genul ăsta o să se schimbe treaba. Și la 10.000 putem să ne teleportăm. Acum nu știu cât de mult putem să ne teleportăm, pentru că zicea că pot să mă teleportez pe o distanță mai scurt, adică pe nu pot să mă teleportez foarte departe, dar în funcție de antrenament, dacă mă antrenez și mai mult, și mai mult, și mai mult ca să fug mai repede, o să pot să mă teleportez mai departe, gen. Acum să vedem care-i treaba, cât de departe pot să mă teleportez așa, cu 10.000 doar. E curios. Și după asta nu știu ce o să-mi dea iarăși să fac. Dar vreau să învăț să zbor, am înțeles că trebuie să-mi fac la psychic acolo ca să pot să zbor la psychic, dar nu știu cu exactitate pentru că nu m-am uitat la tutoriale sau ceva de genul ăsta. Salut, frate, sper că nu vrei să mă omori. Nu știu cine îi... Oh, m-a omorât, mi-a dat-o direct în freză. Deci, mamă, zici că m-a atins cu degetul, așa vreau să devin și eu, frate, să pot să zbor, după care... ia uite ce viteză am. Să pot să zbor, după care să le dau așa numai, să-i ating, frate. Deci dacă îi ating odată, să moară instant, vere. Deci instant să moară. Avem aproape 6.000, ne-a intrat și muzicuța așa pe fundal. Așa, da, 5.950. Ok, mai facem 6.000. După care mai avem nevoie doar de 4.000 și o să putem să ne teleportăm. Băi, ideea este că o să primesc 250 de crani, ceea ce e super șmecher. Nu știu ce naiba o să-mi upgradez după aceea, ia să vedem. Dar o să mi le fac pe toate la X2, pentru că e mai ușor așa, după aceea o să-mi fie mai ușor la toate. Deci o să-mi fac probabil că o să-mi trebuiască 100 ca să-mi fac pumnii la X2 și body-ul tot la X2. Ok, bun, deci o să-mi fac astea două la X2. Oh, nu, de ce vrei să mă omori, frate? De ce vrea asta să mă omoare? Și vreau să-mi schimb și skin-ul. Trebuie să mă uit că mi-ați zis foarte mulți de ce nu-mi schimb skin-ul. Ăsta nu mă poate păli, vere. Hai să încercăm să-l tot jucuim pe aici. Da, degeaba mă bat cu el, cred. Sigur mă bate. Hai să-i dăm și noi niște damage. Poate-l batem noi. Nu știu cât îi dau eu damage. Țac, țac, țac. Ia să vedem. Nu știu câtă viață mai... Oh, nici nu i-a scăzut viața, am înțeles.
Deci îmi scădea tot mie viața, frate, deși dădeam în el, îmi scădea tot mie viața. Ok, lasă că nu-i problemă. Ne dă, uite, ne-o dat pe aici, pe aici nu-i nimeni. Trebuie să am grijă să nu mă mai duc pe acolo, pe la spawn. Adică bine, nu mai e spawn-ul acolo. Înainte era, cred că doar acolo spawn-ul, gen de unde e quest-urile. Trebuie să mă mai plimb pe acolo, pentru că ați văzut și voi că vin ăștia imediat să-mi dea bastârcă peste freză. Avem 6300, încă cât mai avem nevoie, încă 3600 și ceva. E ok, dăm și noi niște ture pe aici de parc. Am ieșit la jogging, frate, ne plimbăm pe această vreme minunată. Ia uitați-vă și voi, sunt ceva nori, dar totuși este soare, arată bine. Avem și păpucii noștri galbeni. Mă, cum arată greutățile astea. Îți curios cum arată celelalte, ia să văd. De 10 tone, sunt albastră astea de 10 tone. Frate, dar lasă-mă, ăsta mă tot caută pe mine să mă omoare. În fine, o să-l las în pace și o să mă plimb așa pe aici. Deci ăsta vrea doar să mă distrugă pe mine. De ce, măi, vere? Lasă-mă și pe mine să fug și eu. Alergam și eu liniștit prin parc, frate. Și ghiși ce, vine un nebun să mă bată. Ia uitați-vă și voi. Ar trebui să existe poliție aici, să chem poliția, frate, să sun la poliție, să vină să-l aresteze, pentru că, ia uitați-vă, îmi disturbă liniștea. Mă omoară. Eu mă plimb liniștit prin parc, dau și eu o fugă și ghiși ce, vine un nebun pe mine. Ok, dăm spawn iarăși. Așa, și ăsta e pe aici iară. Hai să ne ducem pe aici așa, prin orășelul ăsta. Mergem așa rapideanu, țac, 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 bun. Și aici o să ne punem, tona, bun. Și hai să-i dăm pe aici așa. Cineva mi-a zis în comentarii că la chestiile astea poți să te antrenezi. Acum la tornadă nu știu unde naiba aș putea să mă antrenez. Adică, na, ce trebuie să fac? Trebuie să fug în tornadă sau nu știu. Dacă știți cumva să-mi scrieți în comentarii. Acolo am văzut că poți să te bagi, acolo e un vulcan și poți să intri în el, dar îți trebuiesc foarte multe puncte ca să-ți reziste, gen să-ți faci corpul mai puternic. Dar, na, ai nevoie de foarte multe puncte și mai era încă ceva, dar nu mai știu ce, în partea cealaltă. Și nu știu cum trebuie să mă antrenez la ele, dacă știți cumva să-mi scrieți în comentarii. Mergem prin tunel! Bă, dar e dubios că în tunelul ăsta toate luminile stinse, frate, în loc să fie aprinse. Trebuiau să fie aprinse luminile. Sau poate doar dacă se face întuneric. Dar, na, în tunel oricum e întuneric, adică... Bă, și aici doarme cineva. Aici boschetăresc unii, frate. Ia uitați-vă. Deci cineva boschetărește în acest tunel. Am descoperit ceva măcar. Mai avem încă 3000 de puncte de făcut. Și aici am ajuns acolo. Da. Suntem în City Port. Ok. Pe aici sper să nu fie așa multă lume. Să pot să-mi fac și eu punctele în liniște. No, ia uite-l pe ăsta, frate. Dar pe ăsta cred că îl pot bate. Ia să vedem dacă îl putem bate. Da, nu îl putem bate nici pe ăsta, m-o distrus. Deci m-o distrus și ăsta. Păi, ai, 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 ai. Dăm spawn iarăși. Măcar o să gătăm destul de repede. Ok, ne băgăm tona. Ne punem tona. Și hai să mai dăm pe aici așa. Avem 7100 deja, deci mai avem undeva la 2800 și ceva de puncte de făcut. Mamă, e super șmecher așa, deci dacă nu era chestia asta gen să scriească, să spui greutăți, mai făceai în 5 miliarde de ani. Cred că te plictiseai, frate, până făceai 10.000. Dar așa merge destul de repede. Acum să încep și eu să fug puțin mai repede. Parcă mă mișc puțin mai repede acum, dacă mi se pare mie sau sper să nu mi se pară. Sper să nu fie de la căldura asta minunată, dar nu văd soarele, frate. A, uite aici soarele. Mă orbește soarele. Ia uitați-vă și voi. Houdini la jogging. Ia uitați-vă cum bagă fratele Houdini. Așa, acum am intrat la umbră. Mamă, uite așa. Ticule. Așa, da, mă, frate. Țac, țac, țac. Ia uitați-vă cum fuge Houdini. Ei, Houdini, bombini, porțini. Face 10k. Hai că fac și aici 10k. Mai îmi trebuiesc încă 2500 și ceva. O luăm iarăși pe sub pod, pe aici. Bine, ăsta e alt, adică e altă parte din pod. Înainte am mers pe tunelul celălalt, cred. Da. Ia să vedem, aici doarme cineva. Aici nu-s boschetari, frate.
S-au băgat numai acolo, că acolo e City Portul ăla mic și știu că acolo nu vin foarte mulți oameni și de asta s-au băgat acolo să doarmă. Bine, acum erau și ei la plimbare sau ce știi, făceau și ei ceva. Bă, încă 2500 de punctiane. Sunt curios ce o să mă mai învețe după aia. Sper să mă înveți să zbor. Mamă, chiar îmi doresc să zbor. Să pot să zbor și așa pe deasupra orașului. Sunt curios cum se vede orașul de sus. Unii se bat pe aici. Sper să nu dau de ei. A, uite, am înțeles. Deci o cotesc pe partea asta la altă. Ăștia sunt nebuni, frate, și de ea cu puteri mari, super și mai chiar. Până ajung și eu ca ei. După ce ajung ca ei, eu dau și eu cu ei, frate. În spate nu-i nimeni. Ia să vedem în stânga, că am mai văzut încă un cotei că se plimba pe aici. Cred că am văzut unul și în dreapta, dar unul încearcă să sară pe acolo. Sper să nu-mi iasă de pe aici, de pe undeva. Avem 7800, deci încă 2000, uite-l pe ăsta. Salut, frate, da, nu-l bat, nu-l bat, lasă-l în pace. Lasă-l în pace să fugă. Uite-l și pe ăsta, ăsta are o aură ceva, albastră, a, da, ăsta vrea să mă bată. Ok, da, nu pot să-l bat, că ăsta mă distruge. Da. Are dita mai puterea, frate. Ce s-o dai cu ăștia? Că ăștia toți, uitați-vă și voi. Mamă, zici că zbor cu viteza asta. Deci zici că zbor cu viteza asta. Hai să ne punem ăstea de 10 tone și să-i dăm pe aici o turiană. De 10 tone, de o tonă, pardon, că până la 10 tone mai am. Mă gândeam la 10 puncte, că fac 10 puncte. Deși aș putea să mă duc să alerg pe apă, acolo cred că... A, uite, la ghețar acolo, da. La ghețar nu știu ce trebuie să fac. Deci la ghețar nu știu. La ce aș putea să mă antrenez acolo. Deci dacă știe cineva la ce mă antrenez acolo la ghețar, să-mi scrie în comentarii. Încă soarele e pe cer. Muzica este pornită și Houdini aleargă de zor. Ia uite, încă 1900... 1900 cât? 1800 de fapt, 1800, aproape imediat 1800. Ok, acum 1800, 1700 și ceva. Ia să vedem, putem să intrăm în casa asta? Nu merge. Deschide-te ușă. Era tare dacă puteai să intri și în case, să-ți cumperi case, să faci tot felul de nebunii din astea. Mamă, ar fi fost super șmecher. Aoleu, ăsta vrea să mă bată. Ăsta vrea să mă bată. De ce e vere? Hai să-i dau și eu să vedem. Poate pot. Pe ăsta cred că pot să-l bat. Pe ăsta cred că pot să-l bat. Ok. E destul de greu să nimerești. Țac, 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 țac. Dar pe ăsta-l bat și eu. Hai, două cu mine, mă, fraiere. Două cu mine. I-am mai prins încă un hit. Aoleu, dați doi acum. Oh, și mă pălesc amândoi. Ăla au murit. Ok. Hai să-mi scot ăstea repede. Și să mă tir de aici. Oh, m-a prins ăla cu fireball-ul. Exact la sfârșit, frate. Deci exact când mi-am pus și eu aia, pac, mi-a dat direct fireball în freză. Ok, hai să mergem pe aici așa. Ne punem, ia să vedem pe aici, merge să intri, nu merge să intri, nu merge. Ne punem tona și o dăm pe aici așa frumușel. Oh, am mai văzut deja o persoană. Sper că nu m-a văzut și ea. Încă 1400 și ceva de puncte. Și facem și noi 10K. Hai că nu mai avem așa mult. Nu mai avem așa mult, frate. Și învățăm și noi să ne teleportăm. 1800. A, 1800. Am vrut să zic 8600 și am zis 1800. Am înțeles. Încă 1300 și ceva. Bă, ia să vedem, oare poți să te pui pe bancă? Sunt curios dacă merge să stai pe bancă. A, nu, că am dat de asta. Am dat de asta, ne băgăm speed-ul. Și ne tirăm. Țac, 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 să nu cumva să ne prindă. Ne tirăm pe aici așa. Pa, 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 pa. Ok, și ne băgăm aici tona. Ia să vedem, vine după noi, nu vine după noi, asta e bine. Ne băgăm tona iarăși și hai să-i dăm bice, amice. Cât avem? 8776. Deci nu mai avem așa mult.
Păi, dar tot greu mă mișc, mă. Credeam că după atâtea puncte, nu știu, să mă mișc și eu mai repede, gen, dar parcă zici că nu mă mișc, zici că merg un pic mai repede ca un melc. Deci chiar un pic mai repede ca un melc, frate, mă mișc. Încă 1100 și ceva. Dar măcar facem și noi 10.000 și după aceea putem să mergem să predăm quest-ul sau misiunea. Dacă cumva nu știți, quest înseamnă misiune. O să vă spun eu. Ok. Încă 1000 de puncte. 1000 imediat, imediat. Acum, de fapt, 990 și ceva. Mamă, în sfârșit, frate. Mai dăm o tură așa de podul ăsta. Că pe acolo, prin oraș mică, mai sunt încă iarăși persoane. Și dacă mă prindă, ăștia iară mă distrug. Hai că abia aștept să facem 10K, mama mia. Deci după ce facem 10K, suntem boși, boși de boși. Ia uitați-vă cât de greu alerg, mie nu vine să cred că alerg atât de greu. Oi, oi, oi. Dar și după ce încep să alerg repede cu o tonă, păi fără nimic, cred că dispar, frate. Deci pur și simplu nu mă vezi. Uite-l și pe ăsta aici, asta o să vină să ne omoare, ne pregătim. Dăm așa, țac și ne tirăm. Că sigur încerca să o dea cu noi. După care ne băgăm iarăși tona. Pe aici așa, pac, pac, pac. Hai că învăț să mă descurc acum acasă. Nu mai mi-au bătaie. Cel mai bine asta este să fac. Când îi văd, îmi scot greutățile și fug ca un nebun. După care mă opresc pe altundeva și gata. Și mai fac și puncte în timpul ăsta pentru că îmi dă câte două puncte dacă alerg foarte repede. Așa că mi se pare ok. Pe aici nu pare să fie nimeni. Numai dacă e unul foarte bun și vrea să se țină neapărat după mine, atunci o să mă prindă indiferent că îmi pun viteză, că nu îmi pun viteză, o să mă distrug oricum. 9420 de puncte. Oi, 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 mai avem încă puțin tel. Aproximativ 500 de puncte. Și reușim și noi în sfârșit, frate, că de n-am alergat de mi-au sărit capacele. Mi-apare și mie o aură așa mică, așa cu roșu dacă vedeți. Asta înseamnă că devin tot mai bun și ceilalți mai slabi o să mă vadă cu aură sau nu știu care e șmecheria, dar am așa pe pumni, așa am o aură din asta așa roșie. Oi, a apărut ăla dintr-o dată și mi-a dat-o direct în freză. Cred că era invizibil, frate. Deci cred că era invizibil. Mă tir de aici așa, țac, 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 țac. Bun, ok, și hai să ne punem aici tona. Bun, și cât avem? 9594. Deci ăla era, cred că, foarte, foarte bun. Cred că mi-a dat doar un pumn și a murit. Nu știu dacă mi-a dat cu fireball-ul, dar cred că mi-a dat doar un simplu pumn și a murit instant. Hai, frate, încă 300. Nu fac și odată 300 de puncte. Acum încă 300. Ăla-i ticule. În sfârșit. Ia să vedem nou. E curios cum fug acum cu 100 de kile. Ia să vedem. Oh, mă mișc super repede cu 100 de kile. Deci cu 100 de kiliane mă mișc super repede. Oh, nice. Nice. Hai să punem. Oh, nu e ăsta aici lângă noi. Vrea să mă omoare ăsta, dar băgăm speedian-ul. Îl jucuim așa pe aici. Mergem pe aici așa, pe aici așa. Pe aici așa. Aici și-o mai lua cineva bătaie. Mergem așa frumos pe aici și aici ne activăm iarăși tona, băgăm o tonă. Ia să vedem încă 800, deci încă 200 de puncte și gătăm, frate. Uite, dăm pe aici așa niște ture, pe lângă panourile astea. 150 de puncte, 140, 130, 120 de puncte. Nu știu ce naiba ai putea să faci la tornada aia, frate, să te urci în tornadă și să alergi prin tornadă sau nu știu ce naiba ai putea să faci. Ok, cât mai avem nevoie? Încă 130. A, nu, nu, nu. Au 130. Gata, frate. 10K. Ăla e. Hai să ne punem speed-ul. Aveam încă 10, încă 30 de puncte și eu ziceam 130. Hai că știu și eu să citesc dacă e. Ok, și hai să mergem să ne antrenăm să vedem cum naiba ne teleportăm. Deci vreau să mă teleportez, vere, ia învață-mă.
Ok, hai să dăm pe el, click here și hai să vedem ce zice nebunul nostru. Good, now you can teleport by pressing V. Ok, deci trebuie să apăs V ca să mă teleportez și, și să selectez, cred, punctul unde vreau să mă duc. Ok, ia să vedem, zice, cred că este timpul pentru tine să înveți această mișcare. Și zice că nu-i de fapt o mișcare. Ia să vedem. Este abilitatea să zbori. Oh, nice, în sfârșit, frate. Deci asta voiam să învăț să zbor. Ia uite, zice ai auzit corect. Toată lumea poate să zboare. Nice. Ia să vedem. Cred că este destul de greu. That's why probably had never seen what's happened. Ia să vedem ce zice aici. Thought it's very hard, that's why you probably had never seen that. Deci este foarte greu. Ai crezut că este foarte greu sau ceva? Cred că este foarte greu, dar de asta probabil nu ai auzit niciodată să se întâmple chestia asta, ceva de genul ăsta. Deci am nevoie de 10.000 la jump force, adică să sar la săritură, am nevoie de 10.000 de puncte și 10.000 la psychic power ca să pot să zbor, am înțeles. Just come back again when you're ready, good luck. Ok, deci zice să mă întorc înapoi când o să fiu pregătit și îmi urează noroc. Noi ia să vedem acum cum naiba mă teleportez, frate. Păi și cum naiba selectez, nu înțeleg. Zice că e prea departe. Cum naiba e prea departe, frate? Deci pot să mă teleportez atât de puțin? Aoleu, păi asta e teleportare, frate. Deci trebuie să am mai mult pe alergare ca să mă pot teleporta. Oricum, cam asta a fost episodul, fraților. Dacă v-a plăcut, să nu uitați să rupeți butonul de like și de subscribe. Să nu uitați să mergeți și pe primul link din descriere către Instagramul meu, să rupeți acolo butonul de follow. Și să nu uitați să-mi scrieți în comentarii dacă vă place această serie și vreți să o continui. Vă pupă, fratele Houdini, și ne auzim pe următorul episod. Pa, pa!